Salutare tuturor și pam pam pam! Astăzi am avut poftă de cereale cu lapte, așa că i-am zis la tatăl meu să-mi aducă niște lapte să facem cereale cu lapte și s-a întâmplat asta. Mamă, ce zi minunată! Wow, doar uitați-vă afară, ce fain este cerul! Stai că vreau să văd cățelașul meu preferat. Huggy! Oh my god, el este Huggy, nu-i așa că este adorabil? Trebuie să lăsați un like pentru Huggy. Uitați-vă! What, Huggy? A plâns? Sau ce-a făcut așa? Mă, ce? În fine, ca să fie fericit Huggy, lăsați un like pentru el, uitați ce fericit este. Și, mamă, doar aerul ăsta de pe terasa aceasta. Deci, vreau să știți că casa asta l-a făcut tatăl meu, care mă iubește foarte mult. Și, mamă, chiar vreau să văd ce face tatăl meu acum. O să mă duc jos la el. Îmi este și puțin foame, sunt foarte curios ce îmi pregătește astăzi de mâncare. Tata! Bună, tată! Bună! Ce faci, tată? Mănânc. Poftă bună, bă, tată, și mie mi-este foame. Asta este a meu. Da, poate să fie a ta pâinea aceea, dar gen, și mie mi-este foame. Putem mânca cereale cu lapte, te rog. Da, dar problema este că tu prea avem lapte. Oh, și atunci o să mă trimiți la magazin după lapte? Mă duc eu, dar tu până atunci să culegi morcovii, bine? Oh, ce tare, mersi, tati, mersi. Bun, te aștept înapoi. Ok, revin. Bun. Mamă, deci fiți atenți ce cereale cu lapte mănânc. Până atunci, coleg aici morcovii, cum a zis tata. Le plantez la loc, așa. O să pun morcovii aici, înăuntru. Păi, bagă-te acolo înăuntru. Așa. Acolo se pun morcovii, nu? Să sperăm. Sper că nu mă bate tata iarăși că am pus morcovii într-un loc greșit. Așa. Bun. Hai să-i pun pe toți aici. Pac. Bun, și acum trebuie doar să aștept ca tata să revină, dar până atunci o să mă duc încă o dată la cățelașul meu Huggy, pentru că îl ador. Deci, Huggy, n-ai cum să nu-l iubești pe Huggy, ziceți voi efectiv. Uitați-vă la el ce fericit este, mamă, ce entuziasmat este. Mai târziu o să-l scoatem la o plimbare. Da, Huggy, ai auzit bine, da. Ah, ce zi minunată, bă, sper ca tata... Cine-i ăla? What? Bă, cine-i ăla? Alo? Bă, tata! Oh my god. Oh my god. Oare unde este tatăl? Am văzut un om foarte dubios. Bă, cineva a bătut la ușă. Sper că nu e omul acela. Ok. Tată, tu ești? Da. Oh, tati, ai revenit! Tati! Ce s-a întâmplat cu tine? Am devenit strict. Tată, ești în regulă? Oh. Da. Wow. Tată, unde este laptele? What? De unde ai făcut rost de o vacă? Stai că nu intru vacă. Oh. Tată? Da. De unde-i vaca? Nu contează, ideea este că avem lapte. Bă, da, chiar asta contează că avem lapte. Tu du-te sus până ce eu fac rost de lapte. Ok, tată, ok, să mă chemi înapoi jos, bun? Bun. Ce face oare? Ați văzut? Tată, poți să cobor? Da. Tată, unde este vaca? Avem lapte aici. Ce este aici pe jos? Tată, ce ai spart de acolo? Nimic. Ok, tată, ce faci cu cuțitul în mână? Nimic nu s-a întâmplat. Avem lapte. Lapte! Bun, tată, îmi faci cereale cu lapte? Da. Oh, mă bucur, tată, ești cel mai bun tată. În schimb, îmi cam fac griji de vacă. În fine, uite... Morcovii am strâns, cum ai spus tu. Foarte bine. Ok, tată. Du-te fă stemene, până eu ce îți fac mâncare. Ok, cereale cu lapte de alea bune, da? Bine, așa va fi. Yay, bun, mă duc să-mi fac aici temele. Tatăl meu pare puțin supărat, nu prea înțeleg de ce, dar în fine. Așa, ia să văd ce teme am. Tema la matematică, mamă, deci ce urăsc tema la matematică din suflet. Deci matematica... Cu toate că e importantă, bă, urăsc de tot, dar hai să-mi fac temele. Deci, 1 plus 1, vai de capul meu, asta e foarte ușor, gen, și pupi știe asta, 1 plus 1 e foarte ușor, e 2. Ok, următorul exercițiu, 2 plus 2, bă, ăsta e greu. Pă, stai un pic, 2 plus 2, 2, 1 plus 1 e 2, 2 plus 2 e 3. Da, cred că este 3. 10 plus 5, foarte ușor, 15, 50 împărțit la 5, mamă ce ușor este, este 10, pentru că 10 ori 5 e 50, și 10 ori 2 este 20, foarte ușoară tema, sper că 2 plus 2 într-adevăr este 3, că altfel chiar am făcut o greșeală mare, în fine, oricum o să întreb pe tata, îl chem aici să facă tema pentru mine,
Așa, adică să mă verifice, de asta o să-l chem. Tată, tată! Stați că mă duc jos acum la el. Tată! Da? Cum că mi-am făcut temele, ce se întâmplă cu cerealele mele? Din păcate nu avem cereale și nu prea am chef să mă duc la magazin. Oh. Deci ți-am făcut pâine. Pâine? Ok, atunci o să mănânc pâine. Poftim. Dă-mi. Pâine goală? Poate. Stai un pic, de ce se numește pâine, cred? Tată? Atât s-a putut. Are un gust ciudat. Tată, mai poți să-mi dai pâine, te rog? Da. Că îmi este foame. N-avem zacuscă? Nu. Pateu? Nimic. Frișcă? Am mâncat tot. Șnițel de avion? Și aia am mâncat. Ok, bine, tată. Atunci, tată, parcă mi-este și sete acum. Poți să-mi torni un pic de apă? Da, stai un pic imediat, vin. Te rog frumos, te rog. Tată, unde? O să te aștept aici pe canapea. Au, ai revenit rapid, tată. Mulțumesc! Ia să văd ce apă bună mi-ai adus. Ha? Apă din... Tată, de unde e apa asta? De aici afară. De undeva. Și poți să o beau, este în regulă? Da, e în regulă. Da, sunt sigur că tatăl meu mi-a dat doar ceva ce este bun, adică... Tata a avut un gust ciudat. Da, câteodată așa e apa. Am înțeles, ok, tată. Tot ai fața asta strictă și mânioasă, nu prea-mi place. În fine, vrei să-mi verifici temele, te rog? Da, hai să mă iarăm. Haide, tată, uite, sunt aici sus temele. Stai așa că ți le dau. Hop! Ia verifică, tată, am făcut bine temele. Ia să vedem ce zice. Ia. Deci, 1 plus 1, 2. Da. Corect. 2 plus 2. Aici este o problemă. Oh. Tu ai scris 3. Oh. Răspunsul este 4. Oh, ok. Atunci știi să... ce înseamnă asta? Nu. Ce? Tată, te rog, nu bățu! Tată! Tată, putem discuta! Tată, te rog! Tată! Tată, nu din nou! Nu din nou! Tată, n-am unde să fug de data asta, tată! Oh, nu! Oh, nu! Oh, tată! Oh! Gata, tată! Gata, gata! Te rog, gata! Tu fac orice! Te rog! Ok. Nu mă pedepsi. Tu te la somn. La somn? Da. Oh, nu. Ok. Ok, mă duc. Mă duc. Mamă, de ce am făcut să merit asta? Oh, Doamne feri. Ok, o să mă duc până la Hagi să văd ce face. Hagi, ce faci? Hai aici, drăgălășenie. Mamă, ce adorabil este. Hagi, măcar tu mă iubești, dacă tatăl, nu știu, mă bate, face de-astea nasoale cu mine. Ce câine drăguț. Copchile, hai înapoi jos! Oh! Vin, tată! Oh, nu din nou! Oh, nu din nou! Da, tată! Ți-am scris și eu o temă, trebuie să rezolvi. Ok. Poftim. Te rog, mersi. Ok. Asta poate rezolva și verișorul tău de 7 ani. Ah, ok, deci va fi destul de ușor tema, ok. Tată? Da? Dar ce e asta? 2x plus 5, 6, xyz minus 65... Egal cu 15 ori 96? Ha? Tată, e sigur că ai scris corect? Da, trebuie să-mi zici cât este x. Acolo jos scrie x egal cu cât. Ah, ok. Stai, tată. Stai că o să întreb cel mai bun prieten al meu. Pupi, șoptește-mi, te rog. Ok, Pupi mi-a șoptit x egal cu 609. Sper că ăsta e. Tată, ce zice bun? Să văd. Te rog să fie, te rog să fie, te rog să fie, te rog să fie, te rog să fie. E incorrect. Oh! Păi atunci putem rezolva altfel. Îți scriu măcar răspunsul corect să știi data viitoare. Ok, sunt curios care este răspunsul cel corect, ca data viitoare să știu, să mă ajute în viața acest exercițiu. Poftim. Ia, cât? Ying Yang Yo-Yo, bă, ce ai scris aici, tată? Tată, nu te apropia de mine. Tată, tată, te rog frumos, putem rezolva altfel, tată, te rog, putem rezolva altfel. Fac orice, fac orice. Ok, trebuie să te duci la pescuit. La pescuit? N-am mai pescuit niciodată. A, stai, trebuie să-mi aduci 10 pește. 10? Ok, da, te rog frumos, vii cu mine să mă ajut să-mi arăți cum se pescuiește? Nu, trebuie să-mi înveți singur. Ok, și cum pescuiesc? Cu dinții? Da. Cum? Trebuie să rezolvi, deja ești copil la mare. Tată, dă-mi o undiță măcar, te rog. Poftim. Yes! Bun, tată, mă duc la pescuit. Mă duc, mă duc. Bine. Mamă, 10 pești trebuie să-i aduc la tatăl meu. Asta durează o grămadă.
Vai de capul meu. Ok, hai să vedem cum mă descurc cu pescuitul. Hai, te rog, un pește, un pește mare, să fie fericit tatăl meu, pentru că este cel mai bun tată, merită de toate. Ia, hai, peștișor, uite, pește, uite, uite, vine ceva. Cred că o să prindă. Tată, am prins primul pește! Nu, cred că mă aude și nu-l interesează. Tată, tată, ce cauți acolo? Tată, uite, primul pește! Oh, nu, se comportă tatăl meu foarte ciudat, deci nu știu ce s-a întâmplat cu el. Nu știu ce s-a întâmplat cu tatăl meu de când. De când s-a dus la magazin, se comportă ciudat. Dar eu tot îl iubesc pentru că e tatăl meu până la urmă. Bun, încă 9 pești. Hai că o să meargă rapid, sper eu. Hai, te rog, prinde un pește. Știu că poți. Uite, sar aici pe nufăr. Haideți, peștișorilor. Mamă, nu vrea să vină niciun pește. 5 minutes later. Yes, am prins un pește. Încă unul. Aia zic. 5 minutes later. Al treilea pește, al treilea pește. Haide. Da, mă, da, cred că mă descurc de minune. Ia să vedem cât pește mai pot să prind. Mă, ce se aude? What? Mă, ce s-a întâmplat, tată? Tată, ce-a fost aia? What? Tată? Tată! Mă, ce se întâmplă? Nu, 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 nu. Mă duc înapoi în casă. Mă duc înapoi în casă. Ăla nu-i tatăl meu. Ăla nu-i tatăl meu. Ăla a fost aia cineva. Tată, tată, ești aici? Tată! Unde-i tatăl? Nu știu, o să-l aștepte aici, o să-l aștepte aici. Trebuie să-i zic că cineva este pe afară. Hai de capul meu. No, copchide, ai adus peștii. Da, tată, da, am prins doar 3 pești. Ascultă-mă, cineva e afară și se întâmplă ceva foarte groaznic. Și m-a speriat și am venit în casă. A, da? Ce s-a întâmplat afară? Păi, pescuiam și picau oameni morți. Cineva o murea în copac. Am crezut că tu ești, dar tu n-ai face așa ceva, așa-i, tată? Desigur că nu, dar nu se poate să întâmple așa ceva. Ba da, s-a întâmplat, crede-mă. Nu, eu am dreptate, mereu. Nu, tată, tată, te rog. Tată, oh nu. Tată, gata, du-te, gata. Du-te, culcă-te. Gata, acum. mă duc, tată, tată, te rog, nu. Tată, te rog, nu faci asta, te rog. Culcă-te. Mă duc la somn. Mamă, ce tată rău, mamă. Noapte bună. Fraților, e miezul nopții și vă zic că au sunete foarte dubioase. Trebuie să merg să explorez. Hagi? Hagi, ai grijă de tine. Ai grijă și orice ai face, fii cu minte. Vezi că tatăl meu a cam bolunzit. Ok, o să mă duc jos să văd ce se aude. Ascultați doar! Auziți ce sunete ciudate se aud? Mamă, oare ce face tatăl meu? Tată! What? Mă, de unde se aude? Ceva este în beci! Oh my god, nu. Mamă, mi-a zis tatăl să nu intru niciodată în beci, pentru că sunt mulți păianjeni și mi-este frică. Tată! Oh my god. Trebuie să mă duc să văd ce face, poate este în pericol. Mamă, mi-e frică doar de păianjeni. Oh, nu, ce zboară acolo, lilieci? Oh. Da, lilieci ca lilieci, păianjeni, toți sunt mai nașpa. What? Tată! Întoarce-te până nu e prea târziu. Cum adică? Trebuie neapărat să-l urmăresc să aflu ce se întâmplă cu el, pentru că trebuie să-l salvez. Eu cred că ăsta nu este tatăl meu. Mamă, dar ce-s cu drumurile astea? Ai de capul meu. Așa arată beciul? Ca idee n-am fost niciodată. Mereu mi-a fost teamă de păianjeni. Ce ăsta? E un craniu? What? Și două drumuri, stânga sau dreapta? Bă, fraților, o să mă duc în dreapta de data asta. Să... Oh my god. Nu, trebuie să... Nu. Cine e ăsta mort aici? Ce se întâmplă aici? Ai de capul meu, deci nu vreau să ajung ca și ăsta. Nu pot să cred că ar face ceva de genul tatăl meu. Efectiv, nu pot să... Tată? Tată? Ce se întâmplă? Tată, tată! Bă! De capul meu! Bă! Oh my god, nu! Uite un cufăr aici. Ce este aici? Ce-a mai rămas din Hagi? Cum adică ce-a mai rămas din Hagi? Asta nu poate fi... Nu poate fi Hagi asta. Ai de capul meu. Nu, mamă, trebuie să fug. N-am încotro. Nu, n-am încotro, doar încoace. Nu, tată, nu. Nu. Uite, vine după mine. Ajutor, am nevoie de ajutor. Nu. What? Unde am picat? Oh my god, n-am. Mai vine după mine. Nu, mă lovește, trebuie să cad aici. Vine și el. Bă, wow. Mă, ce e aici? Tată? Tată, tu ești? Da. De ce îmi faci asta? Ce se întâmplă?
toată chestia asta? Explică-mi, te rog. Ți-am adus laptele. Laptele? Pentru cereale? Da. Ok. Da. Trebuie să bei laptele. Stai un pic. Lapte din Ohio. Păi dacă nu-l beau... Dacă nu bei, te bat. Ok.